Aflați în cantonament în Baia Mare, jucătorii naționalei de rugby a României s-au întâlnit astăzi în cadrul unui eveniment de promovare a rugby-ului la nivel școlar cu elevii din mai multe unități de învățământ din Baia Mare. Întâlnirea a avut loc pe Arena Zimbrilor și a adunat peste 120 de copii, care timp de o oră au exersat pasa cu balonul sau au jucat rugby tag cu stejarii. A fost o zi foarte frumoasă, pentru că cei de la București s-au gândit să vină și la Baia Mare și este foarte frumos să te uiți și la cei care sunt din țara ta. Pentru sportive au fost câteva minute de relaxare. Ne bucură faptul că au putut să vină să ne jucăm împreună și sper ca pe viitor toți copiii din că se poate de mulți din Baia Mare să se atragă rugby-ul, acest sport frumos, și să vedem la anul cât mai mulți tineri pe teren de rugby. Suntem foarte fericiți că suntem între ei, sunt foarte mulți copii. Așteptăm cât mai mulți copii și cât mai mulți suporteri la teren mâine la ora meciului. Sunt niște acțiuni foarte frumoase pe care le facem cu mare plăcere. Ar trebui făcute cât mai multe, așa e, descoperă sportul și din câte văd, sunt bucuroși că sunt alături de noi. O acțiune foarte frumoasă care ne aduce aminte de unde am plecat și noi și nu ne face decât să ne bucure chestia asta. Copiii au luat autografe de la jucători și s-au fotografiat cu ei și le-au promis că vor veni sâmbătă 10 noiembrie în tribunele Arenei Zimbrilor pentru a-i încuraja în importantul meci cu Portugalia. Naționala de rugby a României va disputa în 10 noiembrie un meci de baraj pentru menținerea în Rugby Europe Championship 2019, în care va întâlni Portugalia. Partida va avea loc pe Arena Zimbrilor de la ora 14. Hai România! Hai România! Hai România!